În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acesta este spre ridicarea multora din Israel. Iubiți credincioși, iată că suntem acum în a doua zi de când ziua este cea mai lungă. Să spunem așa, după victoria luminii. În timpul în care ziua este cea mai lungă și începe acum încet, încet să se apropie de echilibru cu noaptea pe 22 septembrie și apoi să fie ziua cea mai scurtă pe 22 decembrie. Vă să zic că la un pol al luminii și la celălalt pol al nopții se află două evenimente. Aceste două evenimente sunt nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe care astăzi o prăznuim, când ziua este cea mai lungă, și apoi când noaptea este cea mai lungă, urmează nașterea Mântuitorului. Dar trebuie să știm că niciodată acest joc al luminii nu este unul stabil, nu este unul static, este într-un dinamism deosebit. Și dacă ar fi să vedem în perspectivă, mai mult ne-ar bucura atunci când noaptea începe încet, încet să își plece capul, adică să se apropie de o victorie, decât să vedem cum este astăzi o zi mare, dar încet, încet începe să scadă. Mântuitorul s-a născut și după ce s-a născut, a preluat, de fapt, de la Sfântul Proroc și înainte mergător și botezător Ioan, a preluat inclusiv niște apostoli și niște ucenici. Știți că, de fapt, primul între cei chemați, Sfântul Apostol Andrei, era la început ucenicul, Sfântul Ioan Botezătorul. Va să zic că Mântuitorul a venit pe un teren pregătit de către Sfântul Ioan. A preluat, cum am spus, calea pe care o pregătise prin botezul pocăinței la apele Iordanului, făcut de Ioan Botezătorul, și a mers mai departe, pregătindu-ne nouă botezul creștin de astăzi. Vă să zic că acest joc al luminii și al întunericului, să știți că nu este numai în preocuparea noastră, nici numai în preocuparea celor care au fost contemporani cu Mântuitorul sau cu Sfântul Ioan Botezătorul, ci, dacă ne aducem aminte, în Urul Caldeii, în Mesopotamia, patriarhul Avraam a constatat că zeul pe care confrații lui îl venerau era soarele. Și s-a întrebat așa, da, soarele nu este decât câteva ore pe cer. Ce se întâmplă atunci când nu mai este? Este luna. Păi ce facem? Avem un zeu, ca să zicem așa, cu 12 din 24 și a plecat din Urul Caldeii ca să-l găsească pe Dumnezeul cel adevărat, care este Dumnezeul și al soarelui și al lunii. Și l-a găsit și Dumnezeul acesta i-a promis cum sunt stelele pe cer și cum este nisipul la țărmul mării, așa va înmulți neamul lui Avraam. Și chiar așa a fost și încă se mulțește neamul lui Avraam, purtând acum și conotația neamului creștinesc, care toți ne tragem de la Avraam. Să știți că și Mântuitorul ne-a avertizat că poate și din pietrele care îi stau în față să facă fiii lui Avraam, adică să nu credem că este suficient că suntem fiii lui Avraam, adică că suntem, vezi, Doamne, din generația aceasta creștină. Trebuie ca faptele noastre să ne dovedească numele nostru. Și pentru că vine vorba despre nume, astăzi este tocmai o zi de punere a unui nume. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut din doi părinți care aproape că nu mai așteptau să se întâmple o minune și totuși toată viața
și o consacraseră unei minuni. Toată viața trăită după toată strădania și după toată norma lui Dumnezeu le adusese de toate, mai puțin un lucru pentru care erau considerați blestemați înaintea lui Dumnezeu. Și deși tatăl Zaharia era preot slujitor la templu, totuși aveau rețineri cei care primeau anumite daruri de la el, pentru că nu avea copii și se considera în vremea aceea că cei care nu au copii înaintea lui Dumnezeu nu sunt împăcați de plin. Și iată că în bătrânețile sale, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, a fost de rând la templu și a intrat în sfânta să cădească. Lumea era afară și îl aștepta, dar el a văzut acolo un înger. Și îngerul i-a spus că soția lui, numită cea stearpă, Elisabeta, va naște un fiu. Și el a întrebat, dar cum voi ști eu aceasta? Și atunci îngerul Gavril a trebuit să îi spună ce va urma. Și a spus, eu sunt îngerul Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu și am venit să-ți vestesc lucrul acesta. Nu vei putea vorbi, vei rămâne mut până când nu se vor întâmpla acestea. Iubiți credincioși, câți dintre noi nu cerem lui Dumnezeu poate toată viața un lucru? Și atunci când Dumnezeu ni-l dă, pe românește începe să cârcotim. Da, cum e asta, da, cum e ailaltă. Începe rațiunea să ne ceară niște explicații. Rațiunea care a cerut explicații lui Zaharia era cea care spunea, păi da, da, e o vârstă fiziologică, una alta. Acestor lucruri, așa zis, firești, trebuie să mărturisim astăzi că dacă suntem credincioși, trebuie să lăsăm și pe Dumnezeu să-și facă treaba Lui. Va să zică venise îngerul Domnului și Zaharia m-a întrebat cum va ști el de cum se va întâmpla aceasta. Așa cum și noi cerem și după ce îi cerem lui Dumnezeu, începem să spunem, Doamne, dar cum se va întâmpla? Adică eu dacă n-am învățat nimic și mă duc la un examen, vă imaginați că e o problemă. Dar dacă n-am învățat nimic, pentru că n-am avut când, pentru că am făcut alte fapte, pentru că am lucrat totuși în ograda Domnului, să zic așa, și am ajutat pe cineva, atunci pot să nădăjduiesc că Dumnezeu va trimite ori un subiect pe care să-l știu mai demult, ori un corector care să fie mai îngăduitor. Trebuie să nădăjduim că Dumnezeu va face într-un fel. Dar să nu uităm, avem această îndrăzneală numai dacă am acceptat și ne-am făcut și noi partea noastră. Ei, cam asta trebuie să învățăm noi de la Zaharia. El slujise, își făcuse partea lui de rânduială. Toată viața se străduise și se rugase lui Dumnezeu să-i dea copii. Și acum când îl anunță Dumnezeu că va avea, începe să spună, păi cum voi ști eu asta, că sunt bătrân și soția mea e înaintată în zile. Nu cumva așa facem și noi? Ne rugăm și când ne apropiem de o anumită împlinire, începem să ne punem probleme. Da, dar nu sunt pregătit chiar bine, da, dar ce se va întâmpla cu celălalt, voi ieși prea în față și voi fi ținta ividilor celorlalți. O, tată, că oricum ținta ividilor celorlalți suntem întotdeauna. Trebuie să lăsăm și pe Dumnezeu. Vedeți, noi încet, încet îl dăm pe Dumnezeu deoparte așa. Pe de-o parte îi cerem și pe de altă parte, să zicem așa, cerem și socoteală. Păi cum vezi tu cum faci că după rațiune nu-i prea în regulă. Iubiți credincioși, numele pe care l-a purtat Sfântul Ioan nu era un nume care să fi fost purtat și de vreun alt înaintaș. De aceea, atunci când a venit vremea și a născut Elisabeta, a fost întrebată cum se va numi pruncul. Vedeți ce importanță are și numele pe care îl purtăm? A fost întrebată. Și ea a zis, Ioan se va numi. Și toți s-au mirat și au zis, dar nu se poate așa ceva, n-a mai purtat nimeni acest nume.
Și atunci ce au făcut? S-au dus la tatăl, care nu mai vorbea. Că el vroia ca totul să fie rațional. Și iată, i s-a dat un semn, nu o să mai vorbești. Și tatăl a cerut o tăbliță și a scris: Ioan va fi numele pruncului. Și toți s-au mirat și s-au întrebat: dar cine e Ioan dinainte? Ei, aici este marea problemă. Fiecare om își are linia lui pe care Dumnezeu i-a trasat-o. Nu este vorba de predestinație și nu e vorba de lucruri pe care Dumnezeu ni le-a așezat în față, ci unuia i s-a dat un talent, altuia doi, altuia cinci. Nu trebuie să ne comparăm unii cu alții. Trebuie să ne comparăm cu noi înșine, dacă putem să înmulțim talentul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și acum vine Dumnezeu cu cinci talanți și îi aruncă în casa lui Zaharia și Elisabetei. Și ceilalți se miră. Uite de unde au venit ăștia. Vedeți, lumea nu știe strădania. Lumea vede numai efectele strădaniei noastre. Și se pomenesc oamenii vieții de ei, chiar din neștiință, că încep să invidieze câte o casă. Și zice: oule, dar ce-i la ăsta? De unde a apărut? Dar nu și-au pus niciodată întrebarea câte nopți nu vor fi dormit oamenii aceia în rugăciune ca Dumnezeu să ridice de deasupra lor blestemul de a nu avea copii. Nimeni nu bănuia cât și-au tocit genunchii prin fața icoanelor sau prin fața gândurilor către Dumnezeu. Nu! Numai atunci când s-a împlinit ceva, imediat s-au deschis ochii lor și au văzut: o, păi este așa, că acum trebuie să controlăm noi, adică să vedem ce nume îi pune. Știți că așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Bieții tineri au cât un copil. Păi bineînțeles că vine mama soacră, păi ce nume îi puneți la copil? Întreabă întâi așa, ca să nu zică că nu i-a întrebat. Nici n-au de ce zic vieții copii și spun: nu, nu, să-i spuneți așa, că așa o chema pe bunica. Măi, fraților, de-aia nu trebuie să iau pe bunica în spate. A, dacă vreau eu să se numească așa, e altceva. Dar este foarte important ca cei care dau naștere unui copil să se implice în modul cel mai serios și mai ales în modul cel mai realist. Și dacă presiunile sunt așa de mari, vedeți, a venit și cu tăblița la tatăl, deci presiunile nu sunt de ziua de astăzi. Să nu credeți acum că s-au inventat soacrele și neamurile care să spună ce pași să faci în viață sau când să faci copii și când să nu faci. Asta e de când lumea și pământul. Dar au avut curaj părinții să spună: Ioan se va numi, noi așa am primit de la Dumnezeu și așa trebuie să se întâmple. Înseamnă că Evanghelia de astăzi și praznicul cel mare de astăzi ne învață un lucru extraordinar. Să avem curajul ca ceea ce am primit de la Dumnezeu să ne bucurăm că l-am primit și să spunem și celorlalți: nouă ne este de ajuns ceea ce am primit. Dacă vom avea acest curaj, cu siguranță că încet, încet, ceilalți în prima etapă ne vor considera fixiști, nebuni și așa mai departe, dar cu timpul se va demonstra că ceea ce am vrut am primit de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, după ce i s-a deschis gura tatălui, vă imaginați că a spus și de ce se va numi Ioan copilul? A spus și ce i s-a întâmplat atunci în templu și cum nu a crezut el îngerului Gavril și cum s-a îndoit el și a cerut semne. Și noi suntem de cei care cerem semne și minuni. Doamne, arată mie ce o să fie. Arată mie cum se va întâmpla cu tare sau cu tare lucru. Și noi suntem la fel. Nu trebuie acum să aruncăm cu pietre într-unul sau într-altul. Și noi vrem să știm când și ce se va întâmpla cu noi. Și iată că astăzi Zaharia ne dă un răspuns la aceste lucruri. Răspunsul este acela că a păstrat această stare de așteptare. A păstrat în sufletul lui și a așteptat 9 luni de zile să se dezlege limba lui ca să mărturisească ce s-a întâmplat. Iubiți credincioși, vă imaginați câtă bucurie a avut el de a spune oamenilor că de fapt
Acesta este numele pe care însuși Dumnezeu l-a trimis ca să-l poarte. Ce s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, mama Elisabeta, care nu contează ce vârstă avea, atunci când ești mamă, tot tânără ești. Dacă ea ar fi rămas intimidată de ceilalți și de la spusele unuia sau altuia să spună, bine, Zaharia, vă imaginați că probabil urma să amuțească ea până când va crește mare copilul, probabil. Dar ea ce s-a întâmplat? Nu s-a dat înapoi. Asta este lecția și acesta este mesajul pentru noi. Dacă am pornit pe o linie, au pornit în viața de familie cu linia asta, domnule, ca podungă, să am copii, s-au rugat până când vârsta nu le mai permitea lucrul acesta. Și totuși s-au rugat. Și când au primit, au luat-o de la capăt. De asta am spus, mama este tânără prin faptul că naște. Nu contează la ce vârstă naște, dar uitați că această tânără mamă a putut să înfrunte tradiție, pentru că nu era vorba numai de cei care erau în casă, era o tradiție, trebuie să poarte numele tatălui sau bunicului și a câtorva rude mai din spate. Va să zic că nouă ne trebuie curaj. Atunci când Dumnezeu ne dă ceva, să și ridicăm lucrul acesta sus și să spunem, acesta este darul de la Dumnezeu. De aceea, astăzi, să învățăm împreună ce înseamnă stăruința, nu numai în rugăciune, ci și în faptă, ci și în așteptare și în răspunsul pe care Dumnezeu îl dă rugăciunilor noastre. Să rânduiască Dumnezeu ca Sfântul Proroc, înainte pregător și botezător Ioan, împreună cu familia în care s-a născut, să ne trimită bucuria de a constata că Dumnezeu întotdeauna ne dă ceea ce cerem, dar contează foarte mult de noi cum primim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și dacă vom vedea ce ne dă Dumnezeu și vom arăta și celor din jur ce ne-a dat nouă Dumnezeu, aceștia vor vedea în noi nu un personaj pe care să-l invidieze, ci mai mult un exemplu de credință, de dragoste și de nădejde în Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!